Bună și bine ați venit la un nou vlog. Astăzi este sâmbătă dimineața, am fost matinală. M-am așteptat destul de mult la coafor să îmi vină rândul. Am așteptat mult ca niciodată. Dar, hei, asta este. S-a întâmplat, a fost mai aglomerat acum că sunt florile, că urmează Paștele și se întâmplă și chestia asta. Este prima dată când filmez de pe această cameră. Am o cameră nouă, o să vă arăt acasă mai în detaliu. E prima dată când o folosesc, așa că încerc să-mi dau și o seama. Da, e foarte simplu, oricum nu e nicio problemă. Sper că ne și auzim bine. Și mai departe, în această zi frumoasă, care chiar e de primăvară și nu mai e nici de vară și nici de toamnă târzie, vreau să încep cu un brunch, după care să mergem la dechisar și mergem împreună.
Am prăduit câte ceva, n-am plecat deloc cu mâna goală, dar deloc. Am cam prăduit ceva. Am luat-o special pe drumul ocolit. Am mai ocolit două străzi ca să venim așa pe lângă Parcul Icoanei, să mai filmez puțin cu jucăria nouă, să văd cum ne împăcăm, cum ne descurcăm împreună. Am o șuviță rebelă. Așa e când mai ieși de la coafor, da. În cazul meu, nu numai când ies de la coafor. Da, n-am intrat în parc, mă rog, sunt copii, sunt câini, sunt așa, dar este aici, în spatele meu, grădina Icoanei. Și merg acum spre mașină. Mi-am mai prelungit parcarea de câteva ori, deci cred că o să... Adică am plătit deja destul de mult pe parcare, am investit astăzi, dar eu zic că nu-i chiar degeaba. Mai ales că e o zi așa frumoasă și e numai bine să te plimbi un pic. Deci eu... De asta m-am și lălăit, adică nu de asta m-am lălăit, m-am lălăit pentru că, mă rog, una alta. Pentru că a durat la coafor mai mult și pentru că n-am vrut să mă grăbesc la dichisar. Am mai stat de vorbă cu lumea pe acolo, am mai văzut ce mai e nou și mi-am luat timpul ca să mă joc și cu asta, treaba nouă, să văd cum mă înțeleg cu ea și parcă nici n-a fost atât de aglomerat ca altă dată. Adică erau momente. Erau momente când era foarte aglomerat, pe urmă se mai golea, foarte, mă rog, destul de. Pe urmă se mai golea și puteai să mai respiri și să stai de vorbă cu oamenii și să te uiți pendelete la diversele lucruri. Așa că sunt aproape înapoi la mașină. Dacă mai am timp, vă arăt acum ce mi-am luat. Cred că mai am niște timp. Dacă nu, merg mai departe și vă arăt mai târziu sau acasă sau mâine. Adică acasă... Astăzi sau acasă mâine. Probabil că se aude aerul condiționat și stați și într-un echilibru extrem de precar. Sper să nu îi fac felul camerei astea din prima zi. Bine, nu cred că o să cadă pe ceva pe care ar putea să-și facă foarte mult rău, dar n-am cum. Am întrepied, dar e foarte greu de... Adică nu e pentru mașină, evident. Nu e o idee bună să facem chestia asta, așa că stați cumva pe un schimbător. Cam asta e soluția pe care am găsit-o atât, am adus capul. Să vă arăt, ziceam, ce am achiziționat. Cerceii ăștia pe care v-am arătat că i-am probat de la Soul Jewelry, din fostul Snob Dots în Soul. Ăștia sunt din argint. Au și din aur, dar ăștia sunt din argint. Uite cât de frumos vin împachetați. Mă rog, așa sunt ei. Așa, ăștia cu... aceste păsărele foarte finuțe și vin aici și cu o cărpiță de curățat și văd că au și un pouch, un plic din asta, probabil pentru transport, dacă vrei să iei de colo-colo sau, mă rog, și dacă îi faci cadou, îi faci cadou cu toată cutia, dar dacă vrei să-i mai plimbi tu altă dată, să iei în călătorii, să stea bine protejați. Foarte frumos, foarte mult au evoluat oamenii ăștia și fac așa o treabă foarte, foarte, foarte bună și lucruri deosebite. Deci, Soul Jewelry. Am mai luat de la Lia Foria, că nu puteam să nu iau ceva și de la Lia Foria. În tot așa, opa, hai că nu v-am arătat ambalajul, dar mă rog, așa frumos, îmbalat. Tot așa, cu un săculeț frumos în interior. Și tam. Așa, niște scoici, dar niște scoici mai negre. Am eu o asortare în cap. Mă rog, sigur că o să am mai multe, că doar nu o să-i port într-o singură ținută. Dar am o idee cu ei și de asta i-am luat așa pe negru. Nici nu mai aveau foarte multe modele pentru că s-au cam dat, dar oricum sunt deosebite, întotdeauna sunt lucruri foarte, foarte frumoase și vreau să-i susțin pe oamenii ăștia. Vreau să-i susțin pe creatorii care chiar fac lucruri deosebite. Nu mai spun de câte ori am dat pe jos și am trântit pe acolo și nu s-au spart și sunt din ceramică. Nu mai spun de aia de acasă. Am mai spart alții, dar de la Lia Foria nu mi s-a spart nimic niciodată. Trebuie să mai împachetăm aici din ele. De la Magic Charms, așa, cu pliculeț. Îmi dădea și pungă, dar i-am zis să nu mai dea punga pentru că aveam destule pungi și n-avea rost. Așa, Magic Charms. Am certificat de garanție și punguța asta, așa.
Am luat 3 inele, am făcut un layering aici, semiluna asta culcată, asta așa, toate sunt din argint. Asta așa în V și mi l-a recomandat fata de acolo, probabil creatoarea, nu? Pe ăsta, care se potrivește perfect cu ăsta, pentru că intră exact în V aici. Mă rog, l-am decentrat, dar mă rog, cam asta e ideea. E cam așa ceva și se potrivește foarte, foarte, foarte frumos. Superbe sunt. Așa au fost 100 de lei bucata, cei de la Alia Foria 150, am impresia, și de la Snobdot, îmi vine să zic, de la Sol, mai au fost și mai scump, 270. Dar, na, sunt mai măricei, sunt din argint, cam asta este ideea. Și am mai luat ceva ce eu de obicei nu cumpăr de la Dichisar. Am mai luat, opa, sper că e tot în regulă, un platou Alina Ceramics, așa. Un platou specific Pascal pe care am de gând să îl fac cadou mamei mele de Paște, dacă se uită, asta este, va afla, dar nu cu mult înainte să-l primească. Da, platou cu mai pot și cozonac, mi s-a părut absolut specific sărbătorilor, nu numai pascale, dar inclusiv, mai ales, da, mergea mai bine de Crăciun ăsta, putea să fie acum de Paște cu mai pot și pască, nu? Dar mă gândeam așa că, opa, poate să pună pasca pe el. Nu? Și când terminăm pasca, se scrie de sub mai pot și cozonac, ceva de genul ăsta. Asta în cazul în care o să terminăm vreodată pasca sau vreodată vreun oarecare, oricare ar fi el fel de mâncare la masele astea, la mesele astea de sărbători, la masa de Paște, la orice masă de sărbători, nu cred că se termină niciodată mâncarea. Cam asta este dezastru am făcut aici. Mergem mai departe. E 2:30, aș vrea să merg prin Park Lake. Acum nu știu sigur, dar asta este, o să mă duc încolo. Nu mai am foarte mult timp, mă așteptam să termin mai devreme cu toate astea, dar merge, deocamdată suntem încă în grafic cât de cât acolo. Așa că, da, mă duc să aranjez lucrurile în portbagaj și plecăm spre Park Lake.
cred că ăsta e KitKat ceva, nu? Asta e înghețată pe băț cu alune. Ai și niște Oreo? Da. Asta e Oreo, nu? Mă, mă. E fierbinte. Ce nebunie. Asta e fierbinte. Păi dacă e vasă ceramică. Wow. Hello, hello, s-a făcut duminica. Am reușit să dormim chiar cu bomba aia calorică în stomac. A fost ceva... ceva ce n-am mai văzut niciodată. Se numește sufleu italian la Trattoria Verdi. Dar n-am mai... l-am văzut la altcineva la masă și am întrebat chelnerul nostru ce este. După care românul s-a zis, hai să luăm și noi unul, să-l împărțim. Am zis, Doamne, dar la ora asta, că și așa se făcuse târziu. Și așa am zis că nu mai mâncasem cu minte până atunci. Am mâncat o supă minestrone, niște creveți. Am pus un pic de focaccia pentru că era sosul ăla mult prea bun, nu puteam să-l las acolo. N-aș fi vrut să mănânc nici focaccia, dar până la urmă am zis, hai bine, un pic acolo. Dar chiar bomba aia a fost ceva, bine, un desert plin de ciocolată. Mai mult pe gustul meu decât pe gustul lui Romulus, dar, adică ciocolată cu ciocolată cu ciocolată. Dar o combinație foarte interesantă de texturi, arome, temperaturi, tot, că era sufleul ăla cald și lichid la interior și avea o mini înghețată care se topea pe el, înghețata aia pe băț, așa, și niște bucăți de KitKat chunky, cred că era, și niște, un biscuit de Oreo și alte bucăți de ciocolată, o ciocolată albă de care eu nu m-am atins că nu-mi place, și o ciocolată cu lapte. Deci toate texturile alea, ciocolată cu arome, toate se îmbinau atât de bine, Doamne, ce nebunie a fost. N-aș mai mânca la ora asta niciodată, dar aș mai mânca măcar o dată în viață, așa ceva, mi-aș mai dori să mănânc. Delicioasă oricum. Nu trebuia să mâncăm, dar a fost delicioasă, asta este. O să avem de tras, de recuperat. Ce să mai zic, nu e ca și cum e singurul desert pe care l-am mâncat în ultima perioadă. Așa că să nu fim ipocriți. Asta este, ne facem poftele. Să vă spun despre video de Empties în primul rând. Da, îmi pare rău pentru calitatea oribilă a sonorului. N-am mai știut ce să fac, n-am putut să înlătur deloc zgomotul ăla ciudat, care e cumva de la lavalieră, nu e zgomot de fond, nu era un geam deschis sau vreo... mă rog, era și un geam deschis mai departe undeva, dar nu de aia se auzea așa. Erau condiții cam cum sunt de obicei, dar s-a întâmplat ceva cu lavaliera, nu mi-am dat seama cât am filmat și nici nu mi-am dat seama pentru că am editat video de-abia după ce aruncasem, adică dus deja la reciclat produsele și nu mai aveam produsele, că le-aș fi refilmat. De asta îmi pare rău, nici nu voiam să-l pun, dar am zis că știu că mulți așteptați genul ăsta de videouri și nu se întâmplă foarte, foarte des. Mă rog, se întâmplă cam o dată la maxim două luni tot se întâmplă. Dar n-am vrut să se piardă pentru cei care l-așteptau una peste alta. Cam asta a fost ideea, dar îmi pare rău de calitatea asta. Destul de rea. Și vă mulțumesc că m-ați luminat multe dintre voi în legătură cu săpunerile de la Bath & Body Works, că evident nu mi-am dat seama că nu ar trebui să schimb ambalajul, că sunt săpunuri spumă. Ce să vezi, și de-aia sunt așa lichide, adică cel puțin ăsta pe care l-am acum în uz, Chasing Fireflies, dar iarăși au venit comentariile într-un moment în care deja ar dusesem la reciclat ambalajul și nu mai aveam de unde să-l aduc înapoi, dar pe următoarele o să le folosesc, dacă sunt tot așa spumă, o să citesc pe ele și o să le folosesc tot din ambalajul, adică din ambalajul original, nu ca pe ăsta să-l pun în recipientul meu. În fine, trebuia să mă ducă și pe mine capul, dar da, e ok, înseamnă că ele sunt minunate, e prea doar la mine problema și nu trebuiau folosite așa, că s-a schimbat totul în momentul în care le-am mutat în alt recipient. Scuze! Așa, ieri eu, înainte să mergem la cină, ați văzut că am mai fost și prin Parkley și am filmat puțin pe acolo, m-am întâlnit cu una dintre voi. Te pup, Cristina, dacă te uiți, cred că am reținut bine, sper că am reținut bine. Era cu fica și m-am oprit și m-am bucurat foarte mult, chiar m-am bucurat foarte, foarte mult. Dacă mă vedeți pe stradă, pe undeva, prin magazine, pe oriunde, vă rog, veniți la mine și opriți-mă, că mă bucur foarte mult când se întâmplă chestia asta, chiar mi se umple inima și mă bucur foarte mult. Deci, pupici și salutări.
ce mi-am luat din Park Lake. Am mers cu desaga asta pe care... n-am umplut-o cu doar cu alea, că mai sunt și alte lucruri. Husa de la cameră, un plover pe care l-am schimbat. Aoleu, și niște afine pe care le-am cumpărat de la Carrefour, dar am uitat să le scot de aici și să le bag și eu la frigider. Super! Sunt un pic încălzite în punga asta, dar cred că e ok. Doamne, cât am căutat afinele în Carrefour-ul ăla de la Park Lake, am nebunit, a trebuit să întrebe cineva până la urmă. Am întrebat-o pe doamna care vindea mezeluri la frigiderul ăla, unde le și taie, că altfel nu mă descurcam deloc. Deci de la Park Lake am luat... Ce mai e aici? Am mai găsit și niște baterii pe care le-am luat mai de mult, adică alaltă ieri sau cumva de la Băneasa, mă rog. Da, se pare că trebuiau despachetate lucrurile astea, era momentul. Am luat de la Reserved această bluză, care seamănă foarte mult cu cardiganul ăla al meu, tot așa metalic și care pare să fie din Zale, mă rog. Plasă, dar metalic. Ăla al meu e un bronzuliu, ăsta e un argintiu și mi-a plăcut și asta. Nici n-am mai probat-o, că ce să mai probez la ea, mi se pare că e ok. 160 de lei, măsura S. E așa lejeră și ca un plover, dar mă rog, foarte subțire și cu ochiuri mari, evident. Ca o plasă. De la Primark n-am luat foarte multe, am luat doar acest tricou cu Frida. Hello, Frida! Ești foarte frumoasă. Mi-a plăcut foarte mult. Aveau, cred că, de la S până la XL. Mi-am luat XL pentru că am vrut să fie mare, lejer. N-am vrut să fie deloc mulat. 40 de lei, așa, cu aspectul ăsta vintage, așa, ca și uzat. Mi-am mai luat o cămașă din asta foarte, foarte subțire, dintr-o chestie pânză transparentă, așa ca un voal aproape. Un fel de khaki oliv, ceva de genul, pentru plajă, m-am gândit eu. Este, asta cât a fost, cred că vreo 50 de lei a fost asta. Și are ceva bumbac, e 100% bumbac, e 100% bumbac, dar unul foarte, foarte subțire, așa ca batistele sau ceva, nu știu să zic. Și ultimul și nu cel din urmă neapărat lucru este acest pachet cu prosopele de-astea de demachiat, cu mănuși din alea demachiante, de care folosesc și mai am de la ei, dar nu chiar la fel, pentru că am văzut că le-au schimbat puțin și am zis că ia să am și din astea. Și oricum am mai trebuit câteva, pentru că nu e bine. Da, speram că sunt mânuși, da, nu sunt mânuși, sunt cârpițe. Mă rog, o să le folosesc și pe astea, dar nu știu de ce nu m-am gândit, că era clar că nu scrie nicăieri că ar fi mânuși, nu era nicio... Da. În fine, am văzut că e altă textură, asta e ideea. Am văzut că e altă textură, dar tot moale și plăcută, așa este că să încerc. În fine, o să le folosesc și așa, dar prefer mânuși, mi-e mult mai la îndemână să fie mânușă. Asta este. Asta este, atât s-a putut. Lăsând la o parte teancul ăsta, să vă arăt ce mi-am mai luat de pe Shein, în afară de articolele din videoul de duminică, mă rog, adică pe care intra astăzi, dacă vorbesc eu, n-a intrat încă, n-am văzut reacție, o să vedem ce hate mai vine și pe acolo și alte comentarii, mai vedem. Dar, mă rog, mie mi s-a părut concludent totuși ce s-a întâmplat acolo. Hai, gândesc că mai vorbim după, eventual. Mi-am mai luat, în afară de lucrurile respective, o curea, știu că fosnește rău, o curea așa, mai am pe alb, exact la fel, și mi-am luat una și pe negru, o curea elastică, cu fundiță și se prinde așa cu capse. Mai am una exact la fel neagră, albă, v-am zis, și îmi place mult, așa că mi-am luat și pe negru. Fix asta a fost ideea. Mi-am mai luat o brățară de picior. Ia să iau eu o foarfecă aici, că până găsesc cătarea plicurilor ăstora pe care oricum nu le păstrez, nici n-are vreo importanță să le mai deschid frumos. O brățară de picior așa, foarte finuță, este din oțel inoxidabil 100%, se reglează așa, trăgând de astea dintr-o parte în alta, prin nodul ăsta, și mi se pare foarte, foarte reușită. Mi-am mai luat o pereche de cercei scoică,
Ăștia nu mai știu dacă sunt din oțel sau din alt material, din inox, vreau să spun, sau din alt material. Da, știu că în general încerc să le iau din inox, acum nu știu. Cred că mi-au plăcut prea mult scoicile astea și n-am vrut să le las acolo. Am o bănuială că n-ar fi din inox, dar nu sunt convinsă. Mai greșesc, v-am zis. Da, o mai fac și intenționat, așa, niște scoici cu șurub. La mare, la soare, vine marea. Lumea a plecat deja la mare, la concerte, la festivaluri, la Costinești. Am văzut că se întâmplă lucruri, nu că ne-am duce, dar a început. Am mai luat o brățară pentru ceas, dar, mă rog, pe asta am scos-o deja și am probat-o, nu îmi place. E un pic mare, mi se pare, chiar și la cea mai mică măsură mi se pare puțin mare și nu mă încântă foarte tare cum stă, cum vine. Cred că o să o pun pe Vinted, mă mai gândesc, dar în principiu cam asta este ideea. Mi-a plăcut cum arată, mi se pare că e într-adevăr deosebit, un model deosebit, dar nu i-am găsit eu rostul, adică nu mi s-a potrivit mie. Așa, ce mai avem aici? A, mi-am mai luat un cadran pentru ceas, de fapt sunt două aici. L-am și scos pe unul dintre ele și l-am folosit deja, doar că l-am scos acum pentru că intră apă în el și, mă rog, mai trebuie scos și șters din când în când. Deci erau două așa la set. Am mai luat o geantă. Încă nu mi-ar fi plăcut geanta pe care am luat-o de pe Temu, dar mi-au mai apărut și altele. Vine așa, cu un săculeț de protecție și este așa un aspect mai vintage. Vai, cât de frumoasă e asta, mi se pare chiar mai deosebită decât cealaltă. Cealaltă e simplă, clasică, elegantă, asta mi se pare mult mai deosebită. Zici că e... nu știu ce să zic că e, că nu e goblen, dar este o țesătură din asta. Foarte frumoasă. Zici că e veche, dar e nouă. Nu știu cum se deschide. Nu înțeleg. Aba, da, gata. Așa se deschide. Și parcă e și mai încăpătoare. E clar mai încăpătoare. Uite cât de mare este. Are și curea înăuntru. Ba asta. A, foarte mișto e asta. Și chiar super încăpătoare. Așa se închide cu astea. Așa. Îmi place mult de tot asta, mult, mult, mult de tot îmi place. Spune, unul în aceeași direcție. Așa, și cureaua să nu uităm. Eu am mai luat de la Daisy un tricou. Un tricou cropped, așa, într-un alb cu roșu. Mi-am luat o măsură mai mare, cred, nu, da, M, ca să fie lejer, oversized. Foarte bună, cred că e perfectă, exact așa. Scrie aici collection pe el, dar nu mă deranjează, că nu scrie nicio prostie până la urmă. Scrie doar collection. Da, și arată foarte bine. Arată foarte, foarte bine. Haideți că poate să vi-l arăt și probate până zilele următoare. O să le probez și inserez cadre sau... revin, că sunt câteva lucruri de probat, dar acum nu mai stau să fac asta. Și o rochie, această rochie lungă, frumoasă, albastră, foarte albastră, cu umerii căzuți așa, sau pot fi ridicați, mă rog, cu elastic, se poate purta și cu umerii mai sus și cu umerii mai jos. Și cu mânecile astea bufante, care au aici un elastic, dar nu e din ăla care să strângă foarte tare și oricum are dublură, deci nu vine elasticul care să intre direct în piele, în carne. E pur și simplu, continuă cu o dublură, așa că e foarte, ar trebui să fie ok și plăcut pe piele. Cu elastic în talie și mai are și chestia asta care mie mi se pare destul de inutilă în cazul ăsta și chiar cred că o să o scot. Pentru că dacă vreau să acopăr elasticul ăsta, să pun o curea deasupra, nu pot din cauza lui. O curea, adică ceva de genul ăsta. Sigur că nu neagră, dar aș pune neagră, aș pune albă mai degrabă, că negru mi se pare că strică totul. E din bumbac 100% și e lungă, e o rochie maxi. Și cred că ultimul, banu, mai sunt, mă scuzați. Am mai cumpărat, da, o pereche de
bermude, să spun, nu, nu sunt chiar bermude, sunt un pereche de pantaloni scurți. Așa, nu mai știu exact ce materiale sunt, dar cred că erau materiale naturale. Da, e bumbac 100%, e ca o, seamănă așa un pic cu o pânză topită, să spunem, ceva de genul. Așa, un fel de aproape bordo, cred că e un pic mai închis în realitate decât pe cameră. Ce am mai luat? O floare. O broșă floare, așa, care mi s-a părut foarte frumoasă, foarte elegantă, satinată, așa, mai de ocazie, sau mă rog, da. Asta e ideea, să meargă și mai de seară, în principiu. Așa, și o pereche de jeans scurți, da, o pereche de aproape bermude. Nu, sunt, nu sunt chiar bermude, bermudele în capul meu ar trebui să vină până prin zona genunchilor. Dar sunt niște pantaloni scurți care nu sunt extrem de scurți. Ăștia îmi par cam mici în talie. Am luat totem, dar la Daisy, la pantaloni, parcă am mai luat L mai de mult, că sunt un pic, deși la bluze mi-am luat S, la bluza asta, la asta mi-am luat M ca să fie lejeră și este foarte lejeră. La cămăși mi-am luat S, dar mi-am mai luat o pereche de pantaloni adevărat și mi-am luat L, așa că s-ar putea ca ăștia, nu-mi dau seama, dar mie mi se pare mică talia asta, s-ar putea ca ăștia să nu-mi vină neapărat bine, să nu vă mirați dacă îi vedeți pe Vinted. Dacă nu-mi vin bine, o să-mi comand un L, că îmi plac foarte mult și am nevoie de ceva așa lejer de vară și din jeans alb. Dar foarte lejer neapărat, musai. Astea sunt, cred, toate. Sper să nu-mi fi scăpat ceva. Noi mergem să mâncăm ceva și după aia mai vedem ce facem. Ieșim la soare, că e frumos. Bună ziua! Ce? Haide! Nu mai avem cuvinte? Uite că ăsta vine după mine. Păi da. Na, trebuie să ne obișnuim. Păi da, vezi. Trebuie să ne obișnuim. E selfish. Selfish, da, exact. Se ia doar după mine. Suntem în parcul Bazilescu. Ne pregătim să plecăm la Pucioasa. Logic, nu? Adică, ce n-ați înțeles? Da, le așteptăm pe fratele domnului cu care urmează să călătorim mai departe și se pare că întârzie, este prins în traficul Metrorex. Și între timp am zis că, mă rog, aici era traficul punctul de întâlnire. Metrorexian. Aici era punctul de întâlnire și am zis să vedem noi cum mai arată teatru de vară din Bazilescu și văd că este înconjurat tot cu o prelată, nu? Aha. Văd bine? Păi a căzut. A căzut? N-a căzut, mă. A, m-am speriat. Doamne, deci nu știu dacă v-am mai zis cât de mult îmi place mie clădirea asta și ce rău îmi pare de ea, dar acum se pare că se lucrează. Hai să vedem mai de aproape ce se întâmplă. E toată schelă, nu o să se vadă nimic, doar că e schelă, cam asta zăresc eu de aici. Dar, ce să zic, așa să fie, să fie bine, să se facă bine la un moment dat. Asta e bluza aia de la... Ia să vedem. Așa, bluza pe care am luat-o de la Reserved, asta, lucioasă. Nu prea merge cu nimic, dar, mă rog, așa s-a nimerit, aveam altă ținută. Nu eram pregătită pentru vizita în parc, dar asta este, ne-am adaptat. Romulus zice că tot crede că a căzut ceva, o parte din ea, dar s-ar putea să fi dărâmat intenționat o parte ca să curețe, să facă, nu știu. Uite, avem aici și panouri. Cum primăria sectorului 1 redă comunității teatru de vară Nicolae Bălcescu. Nici nu știam că se numește Nicolae Bălcescu teatru ăsta. Ok. Aici e istoria de cum s-a construit el în anii 50. Nu cred că e 50. Sau... Păi așa zice. Așa zice, în 53. În stil realist-socialist, o, mă rog, treaba lui. Realist-socialist, dar mie tot îmi place. Foarte frumos este teatrul ăsta, dar ia să vedem. Uite, cam așa este situația lui în momentul de față. Asta este. Sperăm să se întâmple lucruri bune cât de curând. De-abia aștept. Uite aici, mai multă istorie și cum arată el inclusiv în interior.
Tare frumoasă clădire, era păcat de ea. Chiar mă bucur. Păi, deci e clar că o parte trebuie înlocuită. Da, da, da. Da, e demolare intenționată, adică nu a căzut. Este că o reabilitează și numai așa se poate, că unele lucruri trebuie înlocuite de la capăt, aia e. Da, nu e cum vor ăștia să arate la final. Cam așa o să fie, când e gata. Arată rău. Așteptăm cu nerăbdare. Și când da. Ar trebui să se întâmple asta? Ziua, domnul Bălcescu. Deci chiar era ăsta aici? Da, da. Eu nu mi-amintesc. Apa, unde e apa? Puneți apă, domne. Eu am o problemă cu apa. Bună ziua și domnul Vasilescu. Hai că am intrat și noi pe la ieșire. Am ajuns la intrare acum. Tic, tic, tic. Avem și corturi electorale. Superb. De vis. Adi merge. Arată la fel. Bine, am venit la Pucioasa Sat. Este cam cum se vede. Nu știu de ce am venit aici. Băieții ăștia vor să recunoască niște locuri pe care le știau din copilărie. Eu încerc să-mi centrez camera, că acum nu mai urmărește fața. Ia stați că revin. Gata, acum avem față. Asta e o bucată de, din râul Ialomița. O să facem aici niște poze. Mai vedem dacă mai e ceva de văzut. În principiu este un pic mai nașpa decât când am fost data trecută, când oricum nu era nimic, dar speram să se mai amenajeze. În schimb, nu s-a mai amenajat nimic, dar sunt niște dealuri frumoase încolo, mult nămol și niște baltă aici. Mai e ceva? Am uitat ceva? Am menționat cam tot, nu? Ok, e bine. De cam așa. Asta este peisajul nostru. Pitoresc, nu chiar idilic, niște gunoaie, cam așa. Și încolo, dealuri frumoase. Noroc cu frunzele de primăvară, că totul arată mai bine, cât de cât.
ne-am întors în civilizație. Da. Ne-am întors urban. Urban. În urbanul bucureștean. Și vrem să aruncăm un ochi pe șoseaua Chisele să vedem ce se întâmplă. La parte să fie ceva Street Food Festival. Nu vrem neapărat să mâncăm acolo, dar vrem să mai vedem ce se mai întâmplă. Am mai văzut și pe la oameni alte lucruri și vrem să descoperim cu ochii noștri, să vedem exact ce este și dacă e ceva de interes. Așa că să mergem și descoperim împreună. De asta era plin în Cotroceni când mă plimbam, când eram mică, cu mama aia și cu tata aia.
Dacă tot a fost până aici un vlog de toate, haideți să vă mai arăt și camera, că doar v-am promis de la început, de la primele cadre, că vă arăt camera. Probabil că ați mai zărit-o pe parcurs, că s-a mai reflectat în ochelari, bineînțeles că m-a filmat și Romulus și s-a văzut camera, dar să vă arăt și să vă prezint puțin, foarte pe scurt, pentru că nu mai avem timp, adică nu mai avem timp, nu vreau să lungească foarte mult vlogul, am văzut că deja este destul de lung, așa că nu vreau să insist foarte mult, dar am zis să vă arăt noua mea cameră de vlog, pentru că sunt foarte încântată, ea este noua mea cameră de vlog. Această drăgălășenie DJI Osmo Pocket 3, am luat Creator Combo, pentru cei care știu și urmăresc genul ăsta de produs, știți probabil că se vinde ori așa separat doar camera, ori un pachet de creator de conținut care conține mai multe accesorii și o să vi le arăt imediat. Camera este așa, se deschide așa, este foarte simplu de folosit. Ia uite, acum s-a orientat ea. Se îndreaptă singură unde vrei să o pui. Sigur că mai trebuie să stăpânim noi, să învățăm mai bine reglajele și tot ce trebuie ca să o folosim cât mai bine cu putință. Se poate întoarce așa imaginea din mers. Da, așa. Am și făcut, da, no face detected, exact. Acum, da, am și făcut asta, ați văzut că am întors-o din mers, încă ne obișnuim cu ea, să vedem cum funcționează și cum să stăpânim așa reglajele de finețe, că ați văzut că mai e nevoie de niște ajustare la mișcările de finețe, dar în principiu ea are o stabilizare de imagine foarte, foarte bună și este foarte prietenoasă, adică e doar atâta. Sigur, mai are un prelungitor pe care îl folosesc de obicei. Vine cu această baterie suplimentară care e bună și ca prelungire, ca să fie ca un fel de mâner. Dar chiar și așa, cu tot cu ăsta în cap, pentru o geantă de o dimensiune medie, să spunem, că de aia și zice pocket până la urmă, că e de buzunar așa, e mult mai practică, ușoară și ușor de folosit decât o cameră obișnuită. Nu trebuie să mai stau cu ea de gât, pot să filmez, să-l bag în geantă, într-un buzunar mai mare, în ceva și să o iau de la capăt. Se deschide așa și se închide așa, adică doar închizi ecranul și se închide. Mai are câteva reglaje, bineînțeles, dar sunt destul de intuitive. Mi s-a părut că are un meniu extrem de intuitiv. Și cam asta este, e foarte practică și foarte, și are o stabilizare de imagine foarte bună pe care camera pe care o folosesc acum, o foloseam până acum, nu are, pe care filmez și acum și care e foarte bună pentru filmat în casă, dar și pentru vlog e bună, că doar am folosit-o până acum, numai că nu are aceeași finețe a mișcării, asta e diferența și oricum nu este atât de mică și de practică. Mai are și un microfon și ce îmi place foarte mult la microfonul ăsta este că sigur că are și clips ca orice microfon obișnuit, dar are și un magnet și poți să o prinzi pe sub haine, așa, poți să-l prinzi așa, fără să mai fie nevoie să, că pe unele haine nu ai cum să îl pui cu clipsul, cu agrafa și e nevoie de așa ceva. Ori așa stă foarte bine, nu pleacă nicăieri de aici. E excelentă ideea asta cu magnetul, mi se pare genială. Mai are această prelungire micuță care e în loc de asta. Deci dacă nu îi pui bateria suplimentară, nu vrei baterie suplimentară și vrei să fie mai micuț, poți să-i pui doar piciorul ăsta, mini piciorul ăsta, ca să ai mâneri să-l ții, dar să fie mai scurt. Eu nu prea îl folosesc așa, sincer, îl prefer pe cel mai lung. Oricum, bateria alimentează bateria principală, când se termină bateria externă, începe să se uzeze, să se utilizeze cea a lui. Deci am practic două baterii. Cred că o să mai iau o din asta, pentru că, na, până la urmă mă gândesc când o fi plecat pe undeva și vloguim de dimineața până seara și nu ne mai săturăm, s-ar putea să fie nevoie de un supliment de baterie. Pe de altă parte, partea bună cu asta este că nu e o baterie ca o baterie de cameră pe care trebuie să o scoți, să o pui într-un încărcător special, să o bagi în priză. Asta este, are încărcare prin USB-C și ea bateria și el aparatul în sine. Deci, da,
dacă ai oriunde un USB-C, umbli cu cablu după tine, bagi într-o priză, într-un loc de încărcare oarecare sau chiar și într-o baterie externă, poți să-l încarci. Poți să-l încarci și pe drumuri, nu neapărat să fie nevoie să ajungi acasă la încărcătorul de baterii. Asta ar fi ideea. El mai vine cu această husă. Se bagă cum se băga, cred că așa ceva, în husa asta, ca să-l protejeze, bineînțeles cu ecranul în interior și cu camera tot aici în interior. Nu prea o folosesc, mi-am dat seama că nu prea îi văd sensul, dar e bine că e. Mai are și o lentilă, o lentilă wide. E destul de wide camera, dar cu asta se face și mai wide și totul este magnetic. Doar prin magnetism se anexează. Nu știu dacă stă, cred că stă, n-am folosit-o, mi s-a părut destul de wide și fără, dar, mă rog, cam asta e ideea. Și când o închizi, intră și camera, are două secunde în timp în care se închide și se închide singură camera, intră aici, camera ajunge în locul ăsta de protecție. Foarte deșteaptă, foarte, foarte deșteaptă. Ce mai avea ceva? Mai are un trepied imediat. Mai are un mini trepied așa, dacă nu vrei să îl pui pe un trepied mai mare sau pui pe un trepied mai mare și ai nevoie de un trepied din ăsta, cum ar fi de masă sau ceva de genul, poți să-l înșurubezi aici, ori în capătul bateriei externe, ori direct în capătul lui, în funcție de înălțimea pe care o vrei. Și așa l-am folosit eu când am filmat din mașină. L-am așezat efectiv pe schimbător, probabil bine schimbător, cu mașina e automată, dar tot e un schimbător acolo. Pe schimbător, așa. Uite că stă. Cât de cât. Cât de cât, dar e bun. Pentru că și pe ăsta, și ăsta e mic și poți să-l iei în geantă și poți să-l pui pe o masă, pe undeva. Na. Iarăși, dacă scoți și asta, aici nu poți să-l pui. Poți să pui asta care e mai scurtă. Da. Și să-l înșurubezi aici, dacă vrei să fie mai puțin înalt, dar tot trebuie să pui una dintre ele, că direct în asta nu merge, pentru că are loc din asta de anexare cu celelalte. Cam asta este camera. Ce are un minus, din punctul meu de vedere, un lucru care nu mă încântă foarte tare, dar, mă rog, cred că e vorba și de obișnuință. Adică, v-am zis că meniul mi se pare foarte intuitiv, în afară de faptul că ai un reglaj care nu se poate face simultan cu un altul sau, mă rog, nu e atât de la îndemână cum ar putea să fie. Nu e că nu e intuitiv, intuitiv este, dar nu e foarte la îndemână, așa mi se pare mie. Că ai opțiunea când filmezi, ori să dai zoom din butonul ăsta filmezi. Și din butonul ăsta, ăsta e un joystick pe care îl folosești cu mai multe scopuri, dar când ești în filmare din el, poți fie să dai zoom, fie să ridici camera mai în sus sau mai în jos. Asta e ideea. Ea nu se duce, adică se are o mișcare după mâna ta, dar totuși păstrează, având stabilizarea asta de imagine, încearcă să-și păstreze aceeași linie. Deci tu, dacă vrei să filmezi o clădire, să spunem, și să te duci mai în sus, trebuie să-l reglezi din butonul ăsta să se ducă așa, după cum vrei tu. Nu e suficient să miști din mână. Eu așa aș fi sperat să fie. Mi se prea mai firesc să mișc eu din mână și să pot să dau zoom-ul din buton. Ori aici am opțiunea să dau ori zoom, ori după aia ies din meniul de zoom și pot să fac mișcarea asta cu sus-jos. Sus-jos, stânga-dreapta, mă rog, da, stânga-dreapta oricum vine el, sus-jos am nevoie mai mult. Și mi-am dat seama că am mai multă nevoie de sus-jos decât de zoom, dar e un pic, adică trebuie să stai, să mai faci, să mai apeși un buton, să intri dintr-unul într-altul, nu e, știi, de pe camera obișnuită îi reglezi obiectivul ca să dai zoom, de pe telefon dai zoom din mână. De pe asta trebuie să faci mișcarea asta și nu poți să faci mișcarea cealaltă din mână. Asta mi se pare un inconvenient și un lucru care e mult mai puțin ușor decât ar putea să fie, mai puțin practic decât ar putea să fie, dar în afară de asta mi se pare absolut minunată, mi se pare perfectă. Ăsta e singurul minus pe care l-am găsit momentan, după cât a fost 2 zile de folosire. Nu mai gândesc să văd
ce și cum. O să văd dacă merge să filmez cu el în casă. N-am încercat încă să văd dacă poate să-mi păstreze unghiul cum trebuie, eventual la videourile cu ținută, dacă m-ar ajuta mai mult decât camera obișnuită sau dacă, din potrivă, nu pot să înlocuiesc camera normală cu el. Nu știu, trebuie să mai vedem. E de-abia prima experiență, dar am zis că să o împărtășesc. Și dacă vă interesează și pe voi, am văzut că lumea se uită după el și nu-mi dau eu seama tot timpul, dar mai zicea Romulus că se uită lumea după mine, că se uită în mâna mea, în principiu, nu neapărat că se uită la mine, dar se uită la el. Și la Dichisar m-a întrebat un domn de unde am jucăria asta și cum am obținut-o și ce știe să facă. Cum am obținut-o, nu cum am pus pe listă de așteptare, e prost spus, am pus notificări, pentru că este out of stock, cel puțin pachetul de Creator Combo e out of stock peste tot timpul. Așa de sine stătător îl mai găsești, dar eu am vrut pachet, pentru că doar cu microfonul ajungea la un preț mult mai mare decât cel pe care l-am luat cu pachet întreg. Are și o... Așa vine în hăinuța asta, care e foarte faină și foarte mișto compartimentată. Aici. Eu nu prea o folosesc, pentru că mi-e mult mai practic. Sigur, noi o luăm, putem să o luăm în rucsacul lui Romulus și oricum eu pe ea o iau și o pun în geantă, o țin în mână. Mi-e foarte practic, nu am nevoie să o mai pun într-o gentuță. Pentru mine nu, trebuie să fie totul cât mai la îndemână și cel mai practic, să fiu spontană, să pun mâna, să scot camera și să filmez imediat, să nu stau să o scot dintr-o hăinuță, dintr-o cuță, dintr-o... Nu. Pe cât posibil, nu. Vă ziceam că este autostop peste tot, că de sine stătătoare mai găsiți, dar pachetul are un preț mult mai avantajos decât dacă luați piesele separat și piesele nici nu le găsiți pe toate separat. Eu nu le-am găsit chiar pe toate. Așa că am vrut să iau neapărat pachetul Creator Combo și am pus notificări pe toate site-urile de încredere la care m-am gândit. Pe Mag, pe F64, pe Drone Shop. Nu știu dacă mai era și un altul, dar s-ar putea să mai fie unul care îmi scapă. Peste tot pe unde am văzut că am posibilitatea să pun notificare dacă revine în stoc, am pus notificare. Am primit acum vreo, nu mai știu, 2-3 săptămâni la un moment dat un mail de la Drone Shop. L-am văzut după un sfert de oră. Am intrat să fac achiziția și nu mai era produsul pe stoc. Am văzut că urmează să-l aducă iar. Am zis ok. Nino. Am zis ok, mă întorc, adică mai stau și mai pândesc dacă știu că se mai întâmplă și o să mai vină notificare, să fiu pe fază. Și într-adevăr, bineînțeles că uitasem între timp, dar am văzut mail-ul următor în secunda în care a venit. Am avut marele noroc să se întâmple asta și am intrat absolut imediat, fără să mai stau pe gânduri, știam că îl vreau. În secunda aia am intrat, am pus comanda și am și plătit, am finalizat o tranzacție, n-am mai stat pe gânduri, pentru că altfel îl ratam din nou. M-au sunat imediat cei de la Drone Shop, cred că din Oradea, sunt oricum undeva din Bihor. Foarte drăguță doamna de acolo, mi-a spus că l-am plătit, totul în regulă, eu vi-l împachetez, vi-l trimit, va ajunge mâine sau luni, că era într-o joi. Doamne, dacă ajunge vineri și l-am și în weekend, exact asta a fost. Exact așa s-a întâmplat, a venit vineri și după aia, în sâmbătă, a fost numai bun de scos la plimbare. Mi-a spus că a primit două bucăți și eu am fost una dintre persoanele nerocoase de data asta, că deja mai are o a treia comandă pe care nu mai poate să o onoreze. Da, este bătaie mare pe ele, dar cred că asta e singura șansă și eu am văzut că de la ceilalți n-am primit notificări, de la F64, de pe unde mai pusesem cerere de notificare, nu am primit. Nu știu dacă n-au primit nici ei sau au avut o listă și au triat-o la sânge, unde au trimis notificările și pormă nu le-a mai trimis, că nu mai avea sens. Nu știu exact dacă funcționează automat sau dacă cineva le triază, habar n-am, dar cert este că doar de la Drone Shop am primit de două ori notificarea asta, a doua oară am fost suficient de rapidă încât să pun mâna pe el și nu-mi pare rău deloc, e minunat. Se pare că... Cu toate că sunt la mare căutare, fac puține, vând puține, trimit puține, nu știu dacă peste tot sau doar în regiunea noastră, în zona noastră. Cred că e așa un fel de abordare de asta, de să pară că e ceva foarte râvnit, că te-ai chinuit să-l obții, că nu e chiar așa la îndemâna oricui, că nu e neapărat pentru cei mai privilegiați, pentru că nu e vorba de vreun preț exorbitant sau, adică până la urmă e cu tot cu
tot pachetul este la jumătate din prețul unui telefon, smartphone de ultimă generație sau ceva pe acolo, așa că nu e vorba de preț neapărat, e vorba de cât de greu se obține până la urmă, cam asta e cum pare așa, e transformat într-un obiect foarte dezirabil și foarte greu de obținut prin faptul că este realmente greu, că îl fac ei greu de obținut, că nu știu dacă într-adevăr au probleme de producție sau chiar e, pare că e intenționată abordarea asta, mă rog, așa mi se pare mie. Și asta este despre cameră, v-am zis, nu vreau să mă mai lungesc foarte mult pentru că deja este lung vlogul ăsta. Știu că vă plac vlogurile lungi, dar nu vreau nici să exagerez, așa că vă las aici. O să intre miercuri, da, ok, da, miercuri e 1 mai. La mulți ani, sărbători fericite, la mulți ani de 1 mai. Următorul video intră de Paște, dar nu v-am spus la mulți ani Paște fericit și altceva în video respectiv, pentru că nu m-am gândit neapărat, nu știam când o să intre, care, cum o să intre, că am filmat un pic în avans, așa că vă spun acum, vă urez sărbători fericite pentru următoarea perioadă. Și eu, sigur, următorul vlog de genul ăsta, daily vlog, așa, weekly vlog, o să fie tot miercurea viitoare, deci după sărbători, așa că să auzim de bine, să trecem cu bine de sărbători și ne vedem în, mă rog, duminică odată cu un video, nu vă spun ce este, o să-l descoperiți voi, și pe urmă cu vlogul următor în care mai stăm de vorbă mai pendelete, miercurea viitoare. V-am pupat și eu, cum ziceam, toate bune, să fie!